ziua și bun găsit la emisiunea 24 de ore, aici la Acum TV. Este miercuri și alături de noi este primarul orașului Stațiune Târgocna, domnul Ștefan Șilochi. Bună ziua, domnule primar, bine ați revenit la noi. Bună ziua, bine v-am regăsit. 0334405708 este numărul de telefon la care puteți suna pentru a intra în legătură telefonică directă. Domnule primar, o să intrăm abrupt în emisiune. Acum trebuie să vă mărturisesc că am fost așa un pic stresată că nu o să reuși să ajungeți la emisiune. Acum deja sunteți chemat la ordine, la discuții, sunteți tras la răspundere, tras de urechi ca să completăm toată gama de argumente cu care, mă rog, ați fost nominalizat sau asociat numele dumneavoastră în ultima perioadă. Văd că sunteți în regulă, zâmbiți, ce e un lucru îmbucurător. Să înțeleg că n-a fost chiar așa o tragere la răspundere, cum s-au exprimat unii și alții pe anumite locuri. Evenimentele s-au petrecut cronologic în felul următor. Joia trecută, la ședința Consiliului Local, a fost prezent și domnul președinte Brașoveanu Sorin, președintele Consiliului Județean. Noi am avut pe ordinea de zi un punct în care am prezentat Consiliului Local proiectele pe care le avem, fazele în care le avem, valorile proiectelor și acolo au fost discuții, au luat cunoștință de stadiul proiectelor noastre, proiecte care sunt în curte de rulare și proiectele care urmează să le derulăm. Au fost discuții, am invitat sală și constructorul. Domnul președinte a ascultat poziția constructorului. Cine a participat la întâlnire, ca să lămurim? La întâlnirea din Consiliul Local Târgocna, toți consilierii locali, funcționarii din primărie, constructorii, corect, așa, și sigur cetățeni care au fost în zona acolo, au pus întrebări. Constructorul a afirmat în Consiliul Local că nu sunt probleme nici de ordin tehnic, nici de ordin juridic. Contractul este în derulare, este în termen și doar problema acestor sume, care sunt diferențe de plată conform ordonanței, care a mărit salariul celor din construcții. Lucrurile sunt începute conform ordinului de începere pe care l-am dat, sunt în derulare. Domnul președinte a făcut o vizită în teren înainte de ședință. A văzut toate cele 12 străzi din, finanțate din PNDL 1. Din cele 12 străzi, 9 sunt în fază de peste 90% terminate. Există strada Salinei, care e în proporție de 60%, strada Părâu-Vâlcica și Locotenent Sion, care urmează să fie atacate cele două, pentru că acolo și s-au analizat cauzele pentru care nu s-au... Noi am avut o asociere de doi constructori. Unul din constructori a terminat străzile care le-a avut. Sigur, ei le-au ales, pentru că noi am licitat toate străzile odată. Ei au ales străzile, unul a terminat, celălalt constructor are determinat Salinii, care a creat, într-adevăr, ceva probleme pe care o să le analizăm. Strada Salinii reprezintă 10-11% din total străzi, și ca dimensiuni, dar și ca valoare. Contractul este în derulare, este în termen. El a fost, și acum să luăm puțin strada Salinii, au fost probleme tehnice, că la data respectivă au fost analizate de experți, de proiectanți, de legi. A verificat cineva, domnule primar, mă scuzați că întrerup, toată documentația, licitația, hârtiile... Am întâi vorbesc de Consiliul Local și cronologic, okay, o să vă spun că am fost chemat și la Consiliul Județean și continuăm discuția apoi. În Consiliul Local s-au ascultat și părerile consilierilor, s-a ascultat părerea constructorului, ne-am prezentat situația. Acum, ce se întâmplă cu strada Salinii? Ea a fost începută în termen, dar au apărut câteva probleme tehnice care nu au fost putut fi prevăzute de către proiectanță, în sensul că au fost niște izvoare care trebuiau drenate și infrastructura a trebuit completată cu alte materiale, respectiv piatră vulcanică, ce a adus. Da, soluția n-a stabilit-o primarul, că eu nu mă pricep la drumuri. A stabilit-o proiectanții cu constructorul, cu dirigintele de șantier, vă dați seama. Sigur că acolo s-au modificat și niște cantități și niște valori în plus față de ce a fost.
Noi ce am fost de acord și sigur eu ascult specialiștii tot timpul că trebuie să facem un drum bun. Adică nu putem să facem așa, știți, punem asfaltul. Nu, punem asfaltul acolo. Sunt câteva probleme, dar e ceva specific. În sensul că sunt mașini de mare tonaj, 40-50 de tone, foarte dese, foarte nu așa, trece odată la o săptămână, tot timpul trec, apoi este și o cantitate mare de sare, pentru că acolo se încarcă și sare. A fost un complex de măsuri pe care l-am luat acolo. Eu că s-a făcut-o pentru turiști. O variantă ocolitoare cu semafor, aici am contribuit foarte bine cu Salina, și domnul director de la Salina a fost acolo, a luat dânsul cuvântul, a spus, nu cred că se putea face mai bine, asta am afirmat și noi, adică noi suntem de acord să vină un specialist și să spună, da, domnule, ați greșit aici sau aici. Dar până acum nu s-a găsit nimeni și nu s-a găsit greșeli din tot ce s-a făcut. Că au fost aceste termene, să zicem, prelungite, dar nu afara contractului, ci așa doar după părerea unora, că sunt depășite, a fost, vă spuneam, aceste probleme tehnice, au fost probleme de acces pentru turiști și am rezolvat și această problemă că Salina trebuia să funcționeze și turiștii trebuiau să meargă în mine. A fost de asemenea în toamnă și problema livrării sării și iar a trebuit să oprim lucrările pentru că Salina trebuia să livreze sare. Sigur, numai cine se duce acolo, înțelege, și domnul președinte, dacă a fost acolo, a înțeles că este cântarul care este acolo, au fost multe discuții, să luăm cântar care se așează pe străzi portabil, nu se poate. Cine un cântar verificat metrologic în baza căruia să fac tranzacții comerciale, cineva răspunde la gram acolo dacă s-a dat sau nu s-a dat. Se eliberează facturi, sunt relații între unități, între instituții, nu, așa, cu presupusul de toată lumea, că trebuia să fie mai repede sau mai încet. Ce este important? Că lucrarea se vede care s-a făcut, chestii de calitate, nu a suferit nicio modificare, deci toată iarna asta a fost, cum să spun așa, tasată și plimbată tot felul de mașini. În aceste condiții, discuția s-a terminat în Consiliul Local, a rămas că în luni am fost invitați la Consiliul Județean, am dus compartimentul economic și compartimentul juridic de la din primăria Târgu Ocna și, sigur, compartimentul achiziții, sigur, s-au făcut și afirmații că să preia Consiliul Județean, pe noi nu ne deranjează, poate să preia oricine, orice ajutor e binevenit. Chiar ne bucură când cineva vine să pună o mână de ajutor. La urmă, Târgu Ocna este o stațiune de interes național, nu de interes local și, sigur, că dacă județul Bacău are turism în zonă, are două stațiuni, are Târgu Ocna și Slănicu, da? Sau Slănicu și Târgu Ocna, cum doriți să le spuneți, noi ne completăm, nu concurăm acolo. Sigur, eu trebuie să apreciez poziția domnului președinte care a venit și a manifestat dorința de a vedea toate străzile, să știți că chiar așa, și coborând din mașină, a verificat, sigur, fiecare în timpul lucrărilor, a luat și a purtat discuții, chiar constructorul pe șantier acolo. Discuții au fost și în sala de consiliu. Eu apreciez și trebuie să-i mulțumesc frumos că a venit și s-a deplasat. Printre puținii cei care comentează și vin să-și vadă, adică sunt mulți observatori așa pe Facebook care scriu, dar pe teren n-a venit nimeni. Sigur, a venit și a văzut și strada aia spre fermă. Chiar m-a întrebat care e strada pe fermă. Păi zic, l-ați trecut pe ea, n-ați văzut-o. Păi unde e? Că-s case aici, știți? E o stradă care făcea legătura. Știu unde e strada. Nu, între DN12, deci atunci când a fost și eu mă bucur când, când drumul a fost întrerupt spre Stănic Moldova. Această stradă care se numește Coasta Măgurii, da, și Gura Stănic era o alternativă. Și, sigur, era pe programul ușor, național, da, proiectul făcut din 2015. Nu sunt... A văzut despre ce e vorba, sigur. Deci, N-a zâmbit când a văzut strada? Eu trebuie să-i mulțumesc foarte mult, pentru că este singurul care a venit în teren și a văzut lucrările care sunt. Și sigur că, știți, e ușor de spus, constructorul a făcut, că n-a făcut, proiectantul a făcut, că n-a făcut. Când un constructor și un proiectant din 12 străzi rezolvă toate și una e în lucru. Una a fost ceva o problemă, pentru că trebuia, aici are dreptate, deci proiectantul prin studiul geo trebuia să prevadă ce e acolo în izvoarele alea. Nu le-a prevăzut, n-a știut nimeni că sunt acolo. Domnul aici primar, e problemă. Știți, până nu sap, nu știi ce e în pământ. De acord, da, noi am avut și avizul geo, adică trebuia undeva să spună și noi recunoaștem că au fost, dar astea sunt vechi, s-au depășit problema, am trecut de etapa. Suntem acum în faza de rezolvare. Și încă o dată îi mulțumesc că a avut timpul necesar
să vină și să vadă, adică mie mi-a plăcut foarte mult, nici n-a intrat în dezbateri până n-a văzut toate străzile, în ce fază s-a... Da, am călcat fiecare stradă, am fost foarte informat, cu stradă, cu lungime, cu așa, cu sume, cu... adică nu, n-am mai... Adică dacă nu erați în regulă, sigur se ieșeau lucrurile, să zicem. Da, e normal, păi da, eu așa vreau. Adică să vină cineva documentat și să punem acolo, să vedem la punct la virgulă. Nu povestim pe Facebook, că știți, a trecut ziua națională și nu e terminat, aici nu mai dăm termenii noi cu termenii că vrea cineva sau că vrea. Sigur, a văzut clar că noi n-am făcut nicio intervenție, toate sunt făcute specialiști. Acum ce să vă spun ce s-a întâmplat la Consiliul Județean? Aici vreau să ajungem. Da. Nu, sigur, ne-am prezentat la ora care a stabilit-o domnul președinte. Am înțeles că și pe Facebook a fost o invitație, sigur, nu-mi permit să mă duc sau să deranjez președintele Consiliului Județean după un anunț făcut pe Facebook. Nu. Am vorbit la telefon, mi-a spus, domnule, vii la ora cu tare, dar sigur, a adus specialiștii din Consiliul Județean, oameni care știu despre ce este vorba, și am luat problemele. Am luat întâi problemele juridice cu specialiștii din primăria Târgu Ocna și Bacău. Am constatat că sunt în regulă. Toate hârtiile? Păi toate sunt. Am luat de la achiziție până la... Sunt în regulă, contractul este pe rol, în termen. Ce pot să facem cu contractul? Dacă este în termen. Se cunoștea poziția constructorului, că nu sunt nici probleme. Constructorul să spunem că are probleme, să renunțăm la... Sau nu l-ați ajutat la o nu. Treabă? Nu, asta era problema. Era așa că renunțăm în momentul în care intră în incapacitate un constructor. Corect. Tehnică, financiară, și atunci trebuie să ducem pe altcineva. S-a discutat și problema asta, tu aduceți pe cine vreți, dar dacă aduceți pentru ce aduceți, că constructorul a afirmat că are capacitatea și tehnică și financiară. Și grafic până la urmă, nu? Și un contract pe rol. Nu? Adică nu a depășit termenul? Nu a depășit termenul. Și după ce am terminat această verificare, sigur, intenția Consiliului Județean este să ne ajute și noi suntem de acord și am apreciat acest lucru. Sigur, am analizat și celelalte proiecte. Deci noi ne-am dus pentru proiectele, dar am analizat și proiectele din PNL 2, unde și aici este o problemă. Adică dacă tot ați discutat, nu? Dacă tot am discutat și dânsul tot a venit la noi, cum să vă spun, noi am fost foarte bucuroși că a venit la noi și am prezentat toată lista de probleme, toate proiectele care le-a analizat. Domnul președinte le-a constatat, sigur le-am trecut și pe o adresă pe care am înaintat-o. Și atunci am luat și cealaltă probleme. Și a doua zi ne-am prezentat iarăși la domnul președinte, pentru că i-a spus clar, zic, stați un pic, că nu s-a terminat aici cu Salina. Începe repriza a doua. Repriza a doua cu celelalte proiecte care le avem pe PNDL 2 și unde sunt instituții școlare. Și sigur că toți dorim să avem școli cât mai bune, dar au apărut aceste diferențe, care nu sunt sume suplimentare mici. Așa că să vă dau la un singur obiectiv, la colegiu, suma a ajuns de la 5 miliarde, deci vorbesc la 10 miliarde. Sumele sunt destul de mari pentru bugetul local. Da. Sigur. Toate celelalte suportă modificări. Atunci am analizat pe toate, am văzut bugetul, ne-am dus cu bugetul, au venit și specialiștii la Consiliul Județean cu bugetul. Ne-au verificat toate veniturile. Au văzut câte avem, câte n-avem, că acolo sunt cifre publice. Nu merge să spui așa că am mai ascuns noi niște bani sau aveam posibilități. Am pus la pușculiță, 2 lei. Dar nu mai merge, că asta știe toată lumea, că doar prin trezorerii se lucrea. Au verificat tot ce am făcut, tot ce am cheltuit, tot ce n-am cheltuit. Câți bani am avut, câți bani n-am avut, câți mi-am propus. După ce s-au verificat veniturile, toate care le-am avut și care le vom avea și le-am estimat în acest an, s-au verificat și proiectele. Și sigur că veniturile noastre nu permit să finanțăm, să cofinanțăm proiectele. Păi atunci mai ales că, bine dacă mai ales să analizăm. Și atunci, sigur, că Consiliul Județean încearcă să ne ajute. Am stabilit exact pe fiecare obiectiv ce sume avem noi prinse și ce sume nu avem prinse. Pentru că noi mai avem o problemă specifică aici. Eu mă bucur că domnul președinte a înțeles-o și, încă o dată repet, a fost singurul care a suportat această discuție și chiar și-a acordat foarte mult timp acestei probleme. Noi din bugetul local am suportat infrastructura, adică era păcat să nu schimbăm și conducta de apă, okay, să facem și racordurile la branșamente la apă și la canalizare. Deci am schimbat conducta de apă în totalitate, iar acum de era canalizare am făcut alte racorduri. Nu era păcat să turnăm asfaltul așa numai ca să fim noi în termen și să dăm negru peste verde ca să bucuri cineva că am făcut repede treaba. Nu pot să-mi permit așa ceva, nici eu. Dacă eu am făcut ceva, asta am făcut. Adică am spus, indiferent când se termină lucrarea, haideți să o facem cum trebuie, pentru că suntem prea săraci ca să facem lucruri ieftine
Și de ce să tăiem apoi asfaltul? Pentru că avem experiența. Avem experiența străzii Republicii, când cei de la CRAB, care au lucrat atunci pe apă, da, n-am schimbat conductă și suntem la 8-a avarie acum. Când am turnat asfaltul, a început și problemele, au început problemele astea. Aceleași treburi le avem acum pe Părâul Vâlcea, străzile care au rămas. Toată lumea, de ce au rămas astea două? Păi noi atâția bani am avut, că nu e simplu, câteva miliarde care le-am pus și noi. Nu e simplu să... Și atunci, n-ar fi păcat dacă toți scarific strada, da? Dau tot ce este pe, da? Pavaj, beton, asfalt ce a fost acolo, să pun și conducta de apă nouă. Și asta facem acum, pe strada Părâul Vâlcea și pe strada Locotenension, asta facem. Te schimbăm conducta de apă, cu toate problemele care le avem. Sigur că banii sunt puțini, nu o să ajungă niciodată, dar bani vom mai găsi. Dar ca să ne batem joc de banii care îi avem și să nu facem asta, nu se poate. Și aici, sigur că am intervenit și eu și am spus da. Pentru că constructorul putea să le facă și pe celelalte două. Dar am spus nu le faceți până nu facem apa. Și pentru apa asta i-am întârziat și noi. Sunt de acord. Pe celelalte două vorbesc. Dar trebuie să le facem ca lumea. Și sigur că o să facă... Facem contractul tot cu ei. Tot cu ei vom face contractul pentru că lucrările permit încredințare directă, valoarea lor. Uh-huh. Și ar fi păcat ca să facă unul conducta și altul, știți, strada, pentru că, știți cum e, rămâne lucrând tot acolo, utilajul compactează, rupe branșamentul, a fost bun, n-a fost bun, așa, să lucreze același constructor ca să și răspundă de lucrarea respectivă. Dacă se întâmplă ceva, el vine și cu asfaltul, știți că dacă punea unul conducta și altul asfaltul, te dai vina, discuții și pasau responsabilitatea, exact, da. Așa este. Cam mai suntem acum. Acum, ultima discuție am avut-o și astăzi cu domnul președinte. Și analizează problema, vă dați seama că sunt și acolo probleme și la Consiliul Județean, dar analizează aceste probleme. Ele se cunosc acum în amănunt și sigur că atunci când cunoști problema, poți să iei o decizie corectă și o decizie care este reală, este pertinentă, este să spun, și ușor de pus în aplicare. Din ceea ce constat eu, din ceea ce îmi povestiți dumneavoastră, am remarcat că până la urmă tot scandalul ăsta care a fost iscat de drumul către Salina are și va avea, să zicem, o finalitate ușor benefică pentru localitate. Și când zic asta, mă refer la faptul că cei la Consiliul Județean au înțeles că de fapt nu e o problemă simplă, o tratăm din doi timp și trei mișcări. Este destul de complexă, unul la mână, doi la mână. Sunt și alte proiecte la care n-aveți finanțare sau, să zicem, creșterea salariului au, să zicem, vor pune sub semnul întrebării. Nu se întâmplă numai la noi, în toată România este același lucru. Soluții se vor găsi. Eu mă bucur că am ajuns în faza asta și nu în conferințe de presă, nu pe Facebook, nu dăm termene, nu începem concurență, provocăm, provocări de astea, știi, pe Facebook, provocăm să facă, nu ne provocăm aici, nu suntem pe ringul din box, aruncăm mănușa. Aici lucrăm cu bani, cu contracte, răspundem de ceea ce facem și eu încă o dată trebuie să apreciez că până la urmă, dacă spuneți dumneavoastră așa, eu cred că din toată povestea asta va câștiga Târgu Ocna. Cu siguranță. Și va câștiga orașul și stațiunea Târgu Ocna, pentru că vom face lucruri de calitate și celelalte lucruri care sunt pe margine, cât s-a discuțiile făcut, cât certat, da. Cât de mult a fost certat, la cât, cum să spun, la cât am suportat eu 27 de ani de politică, nu asta e problema. Problema nu e cât ce suport eu. Vreau să zic, eu sunt pus aici ca să rezolvăm problemele orașului cât mai bine. Și sigur, în colaborare cu Consiliul Județean. Iar toți cei care povestesc, știți, este atât de simplu. Și astăzi, când am trecut pe șantier, sigur, erau doi, că plouau. Două utilaje. Băi, dar doi, numai doi, de ce nu-s patru, de ce nu-s șase? Trebuie să înțeleagă fiecare, pentru că constructorul nu ia niciun ban până nu termină. El este direct interesat să termine. Sigur că și constructorii au managementul lor, au și politica lor. Ca să dau un exemplu așa, el are o echipă de, uitați, să luăm Aneleu, că aici cel mai, da? E de la Botoșan constructorul, la Casa de Cultură e de la Vrancea. Vine echipa, o singură echipă are, care face, să zicem, șarpantele, acoperișul, da? Da. Păi aia vine. Păi face acoperiș și nu mai acoperiș și face toate blocurile. Dar de ce nu lucrează aia? Păi vine aia când trebuie. Constructorul este interesat să termine cât mai repede. Ei sunt specializați pe anumite lucrări. Când compactează, când vin, când...
Și atunci nu pot eu să mă bag acolo. Pentru că eu le-am predat terenul și eu mă duc acolo să mai discut, să mai spun, dar nu pot să încep eu să dau hotărâri. Și astăzi am fost la Sarina, am vorbit și cu domnul director. Sigur că și dânsul este interesat, toată lumea e interesată să fac, să înceapă, să vină sezonul, să putem trece acolo. Au venit și ploile astea acum, de o săptămână, vedeți că nu se poate lucra, că sunt ploile, dar se va termina. Și nu, să știți că tot așa, discutam și de drumul la Găleani și când s-a terminat, toată lumea mi-a mulțumit. Mă gândeam acum... Dar nu mai de asta, dar nu țineți minte când făceam căptam bușilă și stăteam o săptămână și mergeam câte un metru pe săptămână și toată lumea, de ce facem? Zice, da, acum când de atât de bine spune, zice, autostrada Târgu Ocnei, căptam bușilă, știți, toată lumea merge cu viteză. S-a uitat. S-a uitat, dacă, așa dar este. Dacă, dar dacă după un an de zile, în primăvara asta, după ce trecea iarna, încep să apară de nivelări frumoase. Așa, și atunci să vedem ce facem noi. Atunci începem să spunem. Păi, domnule, dar dumneata mi-a zis să terminăm mai repede. Dumneata ai spus să facem așa. Eu nu spun nimic. Sunt garanții, sunt lucrări. Haideți să le facem pe toate la așa cum trebuie și să lăsăm specialiștii să-și spună punctul de vedere, că la urmă urmei nu se poate ca unul să aibă competența și altul responsabilitatea. Cel care are competența trebuie să aibă și responsabilitatea. Și atunci nu putem noi să arătăm că suntem, dăm ordine și dăm termene și altul să răspundă. Nu, să dea și termenul și cel care are și responsabilitatea. Stăteam și mă gândeam, domnule primar, în timp ce povestea despre întâlnirea la Consiliul Județean și mă gândeam așa, cam câte, să zicem, ați trecut prin ultimii 2 ani, cred că cam acesta ar fi intervalul de timp, drumul spre ferma pe care, mă rog, ferma de animale a dumneavoastră, mai zic, declarat incompatibil la ani și multe altele. Ai plângeri penale acum asta? Nu mai, mi-ați spus într-o emisiune și mi-ați promis că veniți cu teancul ca să ne convingem cu proprii... Am urgențele pe fiecare dosar, dar cea cu plângerea penală pentru declarații false cu vacile și cu croafa cu purcei. Am scăpat, gata, acolo a dat, s-a pronunțat parchetul că nu... Da, orice om sau oricare om în locul dumneavoastră, în poziția dumneavoastră, ar fi zis, las-o încolo de primărie, domnule, parcă... Doamne, știți ce se întâmplă? Foarte mulți încearcă ce spune, domnule, aducem la o situație de disperare când va trebui să pleci. Dar eu nu plec când... Eu plec când mă dau afară cetățenii, că nu mai votează, știți? Corect. Aici adică, aveți dreptate. Adică nu pot așa să-i amăgesc sau să-i dezamăgesc pe cei care mă votau. De-aia sunt acolo. Dar eu dacă s-ar putea în fiecare zi, ar trebui să plec de 5 ori din primăria aia, vă dați seama. Cum vine câte unul care... Nu, ați auzit că a mai fost o ședință în care deja nu mai eram primar, era altul primar, ați auzit dumneavoastră, da. Așa mulți vor primăria asta, numai că e greu să... Eu fata Morgana primăria asta, o senzație că e șef acolo. Toată lumea partea frumoasă a problemei, știți? Adică că zice toată lumea să trăiești domn primar, domn primar, nu? Sau cum? Da, să trăiești domn primar, știți? Dar el nu înțelege când îți spune să trăiești domn primar, te și înjură partea cealaltă sau... Sigur, îi văd numai partea frumoasă. Drumurile sunt puțin mai complicate și nu sunt chiar așa și... Acum, sigur că... Mă onorează funcția asta și o voi duce la bun sfârșit, așa cum trebuie și să știți că chestiile astea mă ambiționează să fiu și mai harnic, și mai vigilent, și mai... Și mai atent la documente, să vă uitați de 3 ori când semnați. Aici cu documentele... Dacă nu erați blindat de gârtii... Să nu creadă cineva că mânuța asta dreapta mea care e semnat atâtea mandate îi semnează ceva în plus decât s-a făcut. Să nu se creadă asta. Pentru că ați văzut că toată lumea... Că altfel nu erați aici acum. Păi nu mai eram aici și cum să vă zic, dacă tot am bătut de recordul în Târgu Ocna, sunt primarul cu cele mai multe mandate și o să ies la pensii primar, iarăși un record, nu știu câți primari ies la pensii din funcția de primar, dacă bine, dar ajung și sănătos. Dacă ajung sănătos... O uzură, așa e... Dar uzura, ce să fac, este normală, eu am căutat-o. a fost un post pe care eu mi l-am dorit și sigur, sigur am o echipă foarte bună și să știți că salariații primării meritul este al lor, nu a mea. Eu sunt așa, știți, vin aici la televizor și mai zic, eu sunt mai mult cu vorbile, dar să știți că mi-au demonstrat și acum specialiștii puși față în față cu cei de la Bacău că au știut să prezinte, adică și compartimentul juridic și cel economic și de la achiziții am demonstrat că mai știm să facem hârtie, că de-aia am ajuns aici. Sunt de acord că poate am atacat prea multe proiecte față de bugetul nostru. Poate v-ați întins mai mult, păi, nu? Păi, acum le-a văzut și domn președinte și a văzut toată lumea. Sigur că m-am întins, pentru că cineva spunea,
Dom'le, dar termină unul și apucă de celălalt. Nu, nu, nu. Nu e așa. Pentru că acum a fost momentul. Păi eu am încă 4 proiecte care se prinse pe hotărârea de guvern, da? La Ministerul Turismului. Păi cum să le las? Hotărârea de guvern nu se dă în orice zi. Când termin eu. Stai că acum am terminat. Alo, guvern, am terminat acum, nu mai dai ceva? Păi nu se poate, pentru că acum a fost momentul și am prins această hotărâre. Și până în 2020, stați cu astea, că vin celelalte. 4 care, niște valori foarte mari, cele 4 din parc. Adică va menajarea lacului, care va fi și lac terapeutic, da? Și avem patinoarul, avem tiroliana și aquaparcul. Pe cum să renunțăm la ele când le avem aprobate? Pe când mai prindem noi asemenea ocazie? Niciodată. Și indiferent că vom face credite, că vom face ce vom face, tot le vom face. Că doar eu, de când am pornit din 93 cu stațiunea asta, tot așa avem în, cum știți, cum atâția împotrivă. Avem care numai asta pozează. Nu vedeți că toată ziua avem unul care asta face. El pozează în stațiunea sală. Păi pentru asta trebuie să ne zbate. Nu ne putem lua după asta. Noi trebuie să tragem înainte și să putem aduce. Și dacă am pornit în 2000, când am luat statutul de stațiune, în primii ani am avut 6 până la 9000 de turiști și acum avem 265.000 anul trecut și până la ora asta, vorbeam cu domnul director la sală, astăzi sunt cu 10% mai mulți decât anul trecut în perioada asta, pe aici este satisfacția muncii noastre. Nu putem opri așa pentru fiecare. Sau ca să vă spun altfel, nu pierdem timpul aruncând cu pietre în cei câini care ne latră. Noi mergem înainte, știți? Ne luăm o scurtă pauză, să știți, mi-a plăcut replica, o țin minte. Revenim în câteva minute, rămâneți cu ochii pe noi.